Deci, tema pentru o clasă cu Andreea, clasa a 10-a, geometria analitică. Da, Andreea? Da. Zicem. Dreapta de 1 de ecuație. De 1 de ecuație. X minus Y plus 5 egal 0. Da. Și dreapta de 2 de ecuație. X plus Y minus 3 egal 0. Da, astea sunt cele două. D1 intersectat cu D2. Deci D1 intersectat cu D2 este punctul A. Egal măsura formată din punctul A. D1 intersectat cu OX. D1 intersectat cu OX este punctul B. Măsura din punctul B. Și D2 intersectat cu OX este punctul C. Da. Cere așa. La punctul A, perimetrul triunghiului ABC. Amic. Perimetrul triunghiului ABC. La punctul B, area triunghiului ABC. Da. Și la punctul C mic, raza cercului circumscris. R mare egal cu C mic. Și R mic egal cu C mic. Da. R mare și R mic. Păi, hai să vedem care sunt ideile. Păi, putem să aflăm coordonatele punctului A. Și al lui B și al lui C. Da. Dar am înțeles, adică de unde îmi dau seama la punctul B și C unde e situat? Păi, dacă intersecția cu OX, pe OX cine este ziua? A, pe OX este Y-ul. Păi, A. În dreapta faci pe Y egal cu 0 și păi sunt X-ul. Da. Da, acum am zis. Da? Deci, da. Ca să găsim punctul A, facem sistemul. Intersecția dintre sisteme. Deci, X minus Y plus 5 egal cu 0. Și X plus Y. Plus Y minus 3 egal cu 0. Da, din nou. Și vine 2X. 2X plus 2 egal 0. X egal cu minus 1. 2x plus 2 egal cu 0, x egal cu minus 1. X indiciat, nu? Da. Minus 1. Iar Y-ul, n-am decât să locuiesc într-una de ecuații. Păi... Minus 1... Minus 1 plus 5. Minus 1 plus 5 egal cu Y. Adică Y egal cu 4, nu? Y egal cu 4. Deci punctul A mare are coordonatele minus 1 și 4. Pentru a găsi pe B, facem Y egal cu, deci în D1 luăm D1 care este de ecuație X minus Y plus 5 egal cu 0 și facem pe Y egal cu 0. Dacă Y egal cu 0, X egal cu minus 5. Deci punctul B va avea coordonatele minus 5, 0. Minus 5 și 0. Și punctul C e ecuația a doua. Da. Adică ce facem? Ecuația a doua face pe Y egal cu 0 și X-ul va fi 3. Ce este coordonată 3 și 0, da? Da. Și acum reprezentăm și noi un plan, să vedem ce se întâmplă și să vedem cum găsim area, perimetrul. Perimetrul triunghiului înseamnă suma lungimilor laturilor. Da. Deci perimetrul triunghiului, hai să zicem, perimetrul triunghiului ABC înseamnă AB plus AC plus BC. Dar AB înseamnă radical din XB minus XA la pătrat. XB minus XA la pătrat plus YB minus YA la pătrat. Și egal AB. Așa, egal cu X-ul lui B este minus 5 plus 1. Minus 5 plus 1. Minus 5 plus 1 la pătrat. Da. Plus Y-ul lui B este 0. Minus 4. La pătrat 16. Nu? Da. Și face radicalul din 4 la pătrat 16 cu 16 radicalul din 32. Adică 2 ori 16 și 4 radicalul din 32. Asta este AB-ul. AC-ul. Ne uităm la H la C deodată, ca să mai scrie formula. XC este 3 minus plus 1. Deci 31, 4 la 16. Plus Y-ului C este 0. 16. Da, tot 16. Face 2 la 4 la 2. Și BC. BC. Radical din 3 plus 5, 8 la pătrat, 64. Deci BC cât face? XC, care este 3 și cu 5, da, 8 la pătrat. 64, 0, 0, deci 8. 8, da. Și atunci perimetrul triunghiului ABC este egal cu 8, plus ăsta și ăsta de 2 ori, deci 8 radical din 2, și face 8 pe lângă 1 plus radical din 2, semnat cu perimetru. Da. Are triunghiul ABC. Are o facem sub formă de determinant, nu? În cunoaște părinte. Da. Deci area triunghiului ABC egal cu 1 pe 2. Ori modul din determinant. Modulul XA este minus 1, 4, 1. Minus 1, 4, 1. Minus 5, 0, 1. Și 3, 0, 3, 0, 1. Da? Da. Modul din. 1 pe 2 am modul din. Minus 1 plus 12. De ce minus 1? Că e în 0 aici. A, da. De 0, 0 aici, da. Face 12, așa. Minus 0, minus 0 și plus 4, 5, 20. Facem 1 pe 2, 20 cu 12 face 32, deci modul din 32, 16. Deci 32. Pe 2, 16. Deci area este egal cu 16. Să iar mare și iar mic. Hai să reprezentăm punctele ca să ne dăm seama cum gândim. A de coordonate minus 1 și 4, x-ul e minus 1, y e 4, 1, 2, 3, 4. A-ul. B-ul de minus 5 și 0. Minus 5, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 și minus 5. Și cel de 3 și 0. 1, 2, 3. Deci asta este triunghiul ABC. Se cere B-ul este aici și celul este aici. Da. Deci este un triunghi isoscel, cum am văzut, ca B cât AC, așa ne dă și nouă. Da. Și trebuie să aflăm raza cercului circumscris. Unde se găsește centrul său? La intersecția mediatoarelor. Deci trebuie să ducem mediatoarea. Noi am reprezentat și A-ul era intersecția dreptilor de 1 și de 2. De 1 și de 2, X plus Y minus 3, cred că asta este AB. Asta este o dreapta de 1 și asta e dreapta de 2. Ne putem da seama cum reprezentăm o dreaptă. Dăm lui X. Mai întâi perechea minus 1, 4 verifică și pentru X egal cu 0, Y este egal cu 5. X egal cu 0. Deci nu dăm minus 5. Y cu 0, X egal cu minus 5, corect. Da. Deci e dreapta de 1, asta e dreapta de 1. Și cum se găsesc punctul de intersecție sau centrul cercului circumscris. Ducem mediatoarea lui BC și dusă. Asta e ecuația mediatoare. mediatoarea lui BC este dreapta de 3, hai să zicem așa, care e de ecuație. Ce este tot timpul pe ea? Cât este X-ul tot timpul aici? X este minus 1. Cum? Pe asta X-ul este minus 1. Deci dreapta de ecuație X egal cu minus 1. Asta este ecuația în prime mediatoare. Acum, ca să găsim și cealaltă mediatoare, căutăm mijlocul și ducem o altă mediatoare. Se întâlnesc undeva și acum distanța de la punctul de intersecția lor până la A sau până la B sau la C este aceeași și este raza cercului. Da. R mare mai este egal și cu ABC supra 4S. Este o formulă. Deci raza cercului R mare egal cu ABC, produsul laturilor, supra 4 de 4 ori area. Și atunci, ca să merg mai repede, aș spune egal cu ABC, adică laturile, tot le-am aflat. Produsul celor 3 laturi, 4 radical din 2, 4 radical din 2, 8. Deci vine 4 radical din 2, ori 4 radical din 2, ori 8, supra de 4 ori area. 4 ori 16. 4 ori 16. Și este egal cu 4 cu 4 se duce. Radical din 2, radical din 2 face 2, ori 4, 8, ori 8, 64. 64 supra 16. 4. Și face 4. Deci raza cercului circumscris, adică cercul care trece prin vârful, este 4. Iar R mic egal cu S supra P. Raza cercului înscris, R mic egal cu S supra P. S-o știu, are triunghiul scris 16. Supra perimetru, nu? Da. Pe semiperimetru. Pe semiperimetru. Adică jumătate din perimetru. Și la perimetru, cât am zis noi, că e suma laturilor? 8 plus 8 radical din 2. Cât am zis? 8 plus 8 radical din 2. Jumătate din 4 pe lângă 1 plus radical din 2. Da. Pe lângă 4, pe lângă 1 plus radical din 2. Și mulțim conjugata și face 16, pe lângă 1 minus radical din 2, totul supra 4. Dar de fapt trebuia să simplific 16 cu 4 și rămâne doar 4. Și jos, am zis 1 minus radical din 2, trebuia să amplific radical din 2 minus 1, ca să rămână. Deci radical din 2 minus 1, că era minus minus, tot din tot așa. Da. Deci 4 pe lângă radical din 2 minus 1. Asta că am făcut, am apelat și la niște formule pe care le știam din geometria sintetică. De la geometria pe care am făcut-o în clasa 7-a, 6-a, 7-a, acolo. R mare și R mic. Dacă nu vrei să apelezi la asta, atunci... Mai ușor. Am terminat mai repede, asta trebuie să spun. Da. Dacă nu vrei să apelăm, am ecuația dreptei mediatoare acesteia. Mediatoarea o fac și acestea, se întâlnesc într-un punct. Asta e centrul cercului circumscris. Și dacă știu coordonatele centrului, știu și coordonatele lui arcului, va fi distanța între două puncte. Și R mare va fi distanța între două puncte, care este 4. Deci eu o mediatoare o am. Cealaltă mediatoare cum o scriu? Aflu coordonatele mijlocului, știu coordonatele lui B, știau lui A. Și atunci, care va fi, să zicem, ce coordonate va avea prin mijlocul? Păi, mă uit la A și la B. Minus 1, minus 5 pe 2, face minus 6 pe 2, face minus 3. Minus 3. Iar Y-ul face 4 și cu 0 pe 2, 2. Și urmează să scriu ecuația unei drepte, că îți dă un punct și perpendicular pe dreapta asta. Dacă am punctul, scriu îndată ecuația dreptei, îți dă punctul și partea inversă a lui D1. Uite acolo cum este la D1, Y. Deci D1 are ecuația Y egală cu X plus 5. L-am pus pe Y în partea cealaltă. Înseamnă că panta M la lui D1 este 1 și invers, așa cum se înscrie panta, M mediatoare, așa. Da. Da? Mediatoarea lui D1, MDC. M mare. MD, mediatoarea lui, așa, egal cu minusul. Și atunci scriu ecuația drept, îți dă un punct și o direcție. Am punctul din minus 3 și 2 și panta e minus 1 și scriu ecuația acestea. Și o să am y minus y0, adică cât este y0? 2, egal cu panta minus 1, pe lângă x plus 3. X minus minus, deci x plus 3. Și de aici vine că y minus 2 egal cu minus x minus 3. Adică y egal cu minus x plus 5. Sau nu, minus 3 cu plus 2. 2 minus 1. Și ducem... și în felul ăsta am ecuația dreptă. Da. Da? Și o să am așa. X egal cu minus 1 a mediatoare acestea. Și y plus x, e bine minus y, da. Y plus x. Minus 2 ăsta și cu minus 3, minus 3 dus dincolo vine plus 3, plus 1. Da. Egal cu 0. Deci y plus x plus 1 egal cu 0. Și x egal cu minus 1. Iată că în clipa asta înlocuim pe x cu minus 1 și face y egal cu 0. Y egal cu 0. Și punctul G, G de coordonate, punctul G de coordonate, cât sunt coordonatele, minus 1, minus 1 și 0. Și punctul A de coordonate, bunoară, ce coordonate am la punctul A? Nu era aici, minus 1 și 4. Minus 1 și 4. Și trebuie să aflungim asta. Cu asta e de 4. Că vine x minus x0, x1 minus x2 aici fac 0. Da. Și 4 minus 0 face 4, adică 16 face 4. Când ne-a dat R mare? R mare? 4. Și 4 este 16. Da. Deci, GA egal cu raza și egal cu 4. Și am arătat și prin metoda asta analitică, pur și simplu. N-am mai folosit. Și la fel și dincolo, distanța îl pun la o treaptă. Da. Din centru, cercului înscris, centrul cercului înscris se găsește la intersecția bisectoarelor. Ei, și scrie ecuații bisectoare, e o problemă complicată. Deci, mai degrabă ne ducem pe R mic egal cu E supra P. Asta a fost și ideea în problema asta, pentru că nu degeaba s-a făcut aria. Da. Da? Și s-o cer termic și E mare. Da. Și să vedem altceva. Problema 2. Îți dau tot așa două drepte, G1 și G2. Să vedem problema cealaltă. La distanța de la un punct la o dreaptă, aflu cum ar fi... D1 ce ecuație? D1 de ecuație x minus y minus 2 egal 0. Da. Și D2? Și D2 de ecuație x plus y plus 6 egal cu 0. Da. Se știe că OM perpendicular pe D1... OM e perpendicular pe D1. O în centrul... da. Sistemul de ax, da? Da. De D1. El aparține de D1. Da. El aparține lui D1, corect. Și ON perpendicular pe D2, N aparține lui D2. N aparține lui D2, da. Și ni se cere să calculăm MN. Deci cine sunt M? Care sunt coordonatele lui M? Distanțele la M la N. MN. Dreapta de MN. MN. Deci MN, în concluzie, da? Da. MN egal cu cine? Păi cum facem? Păi, prima dată, dacă o e în perpendicular pe D1, atunci... Zicem, o e în perpendicular, o e perpendicular pe D1, dacă și mai dată... Dacă e panta lui OM egal cu minus 1 supra M D1. Minus 1 supra M D1. Da, M D1... M D1 este minus... Scoateți de acolo y egal cu x minus 2. Da. Y egal cu x minus 2. Și atunci... x minus 2. M egal cu 1. Da. Și atunci M indice OM este egal cu minus 1. Și O îl știm. Ecoanate 0, 0. Prin ecuația dreptică îți dă un punct și o direcție. Și vine Y. Y minus 0 egal cu minus 1 pe lângă X minus 0. X minus 0. Și adică Y egal cu minus X. Este cea de-a doua bisectoare. Da. Deci e cea de-a doua, ecuație cele de-a doua bisectoare. Adică dacă am un sistem de axe, asta e prima bisectoare. Nu? Așa, prima bisectoare în parte. Și asta e de-a doua bisectoare. Totdeauna aici e Y egal cu minus X. Și acum, ca să găsim pe M, intersectăm Y egal cu minus X cu ecuația dreptei. Adică adăugăm de desubt X minus Y minus 2 egal cu 0. Ca să găsim coordonatele punctului M. M era pe dreapta. Deci este locul intersecției perpendiculare cu ecuația dreptei. Și cum perpendiculara e Y egal cu minus X, și ecuația dreptă este X minus Y minus 2, înseamnă că loc de Y pun minus X și vine X plus X minus 2 egal cu 0, adică 2X egal cu 2, X egal cu 1. Deci punctul M are coordonatele 1 și Y care e minus X minus 1. Și am găsit coordonatele lui. Punctul lui M. Mai trebuie să găsesc coordonatele lui M. Pentru asta... Păi dacă OM e perpendicular pe D2... E asta zicem. OM perpendicular pe D2 este echivalent cu a spune că... Panta lui ON egal cu minus 1 supra panta lui D2. Și atunci, panta lui D2... Păi, deci Y scoatem, Y egal cu minus X minus 6. Atunci panta lui D2 egal cu minus 1 și atunci panta lui ON este 1. 1. Și atunci avem panta, avem pe O. Deci O de coordonate 0 și 0. Scrim ecuația perpendiculară și vine Y. Minus 0 egal cu 1 pe lângă Y. Y egal cu 1 pe lângă X minus 0. Atunci Y egal cu X. Adică prima bisectoare. Y egal cu X. Și aici a fost Y egal cu minus X. Și ca să găsim coordonatele lui M... Facem intersecția cu X plus Y plus 6 egal 0. Deci X plus Y plus 6 egal cu 0. Și dacă Y egal cu X, înseamnă că 2X egal cu minus 3. Minus 6 și înseamnă că X egal cu minus 3. Și dacă X e minus 3, Y egal tot cu minus 3. Da? X egal cu Y egal cu minus 3. Și din dată ce știu pe X și pe Y, înseamnă că punctul N, am găsit pe punctul N de coordonate minus 3 și minus 3, da? Și dacă avem pe M și N, scrim ecuația dreptă, că îți dau nu e ecuația dreptei. Distanța. Distanța de două puncte. Așa. Și spunem că M va fi egal cu... Radical din Xn minus Xn la pătrat. Adică 1 plus 3 la pătrat plus minus 1 plus 3 la pătrat. Nu așa bine? Da. Face radical din 4 la pătrat, radical din 16, plus 2 la pătrat plus 4, face radical din 20, care înseamnă 2 radical din 5. 4 ori 5, 20, este 4, deci 2 radical din 5. Cu asta am rezolvat și problema a 2, nu? Da. Și mai avem problema a 3. Să vedem. Să dau 3 drepte. Deci 3 drepte, să scriu într-un colț aici undeva ca să se suge între timp. D1 de coordonat, D1 de ecuație x minus y plus 4 egal 0. Deci D1 de ecuație să scriu aici. X minus y plus 4 egal 0. D1 de x minus y plus 4 egal 0. Da. D2. D2. X minus y minus 3 egal 0. Da. Și D3. 3x plus y plus 7 egal 0. 3x plus y plus 7 da? Da. Egal 0. Avem D1 intersectat cu D2 este punctul A. Deci D1 intersectat cu D2 egal mulțimea formată din A. D1 intersectat cu D3 este mulțimea formată din punctul B. Da. Și D2 intersectat cu D3 este punctul C. Aflați area lui ABC. Deci area triunghiului ABC egal cu? Da. Semnul întrebare. Aflăm coordonatele din fiecare intersecție la sistem și cu determinante. Sigur că da. 1 pe 2 din determinante e banală. N-ar să mai pierdem timp, adică este la îndemâna ta. Și le-am spus lor, băieților, să cerci și ei acasă să rezolvi probleme. Și ce nu putem face, ce ne întâlnim. Da. Da? Deci așa se face tot. Da? Nu, dar am văzut cu primele, adică nu știu, am văzut că nu mi-e, adică mai ales la prima nu știam cum să aflu la raz, dar acum am înțeles. Și nu știam, nu înțelesesem la intersecția cu OX, dar după mi-am dat seama. Pe cine este o dreaptă și aceea? Care este dreapta lui OX? Y cu Y tot timpul. Deci când zice axa ecuației de OX, este Y cu Y, dar pe Y, care este X-ul, este 0 tot timpul. Și Y se modifică. Așa. Așadar, ne oprim aici. La revedere, dragilor!